săptămâna editării acestui jurnal, ne-am gândit că i-ar sta bine prestigiului nostru profesional dacă am oferit bucureștenilor cam înciudați pe primăvara din ianuarie câteva dintre frumusețile clasice ale iernii, drept care am urcat la munte odată cu schiori. În acest timp, la București avea loc o spectaculoasă schimbare de decor. Primăvara neobișnuită a fost curmată brusc la 12 ianuarie, când iarna, ce e drept de data aceasta anunțată cu exactitate de meteorologi, a pus stăpânire pe capitală. Nu știm cât de stabilă este această prezență. Ce ne vor rezerva zilele următoare, vom vedea.